Aur Ponta, despre episodul Mariane Agăr din Parlament, i-am zis, fii atent ce tu o să ajungi la pucerie. Într-un interviu pentru Tiri pe Surse, fostul premier Victor Ponta a povestit episodul Mariane Agăr din Parlament României. De asemenea, acesta a devoalat cum s-a răcit relația dintre el și Crin Antonescu. Cel puțin ase oameni au fost de fapt când am zis, băi, BGM aceste legi, ile de me lui Florin Iordache? Da. Toată lumea a fost de acord. A fost faza cu moartea lui Nelson Mandela, când a venit toată lumea. Am întrebat, băi, te descurcai? Da. După care a început scandalul acasă, iar Crin Antonescu iar s-a dat înapoi, i-a zis ce PNL nu mai susține chestiile astea. Tiu ce m-am întors miercuri, m-am întâlnit cu Relu Fenechiu, i-am zis, Relu, ce ai făcut? A zis, pe-i pentru Crin, care candidează la prezideniale, nu de bine. Zic, fii atent ce tu o să ajungi la pucerie. Tu, nu Crin. I lui Scutaru i-am zis la fel. De mai multe ori cei din jurul lui Crin i-au spus ce trebuie să îi fac profil de prezidențial. Erau niște chestii pe care le-a dat acum ce cere. A fost atunci. Cred ce multe sunt adoptate în 2017. I-au zis lui Crin ce trebuie să dea mai mult în PSD, fii atent ce crede Ponta, fii atent ce PSD o să punte altcineva candidat, ea s-a ajuns la ruptură. M-am rugat de Crin. Apoi a venit criza în 2014. A venit Crin, i-a zis să îi dau afară pe Radu Stroie, pe Chioiu. Deja venise pe ceart. Ei aveau ideea ce dacă rup relaile cu PSD vor câtiga alegerile mai ori, a spus Victor Ponta pentru Tiri pe Surse.ro.